Salutări tuturor! Bine v-a regăsit din nou, suflete dragi și frumoase! Eu mă bucur nespus de mult că suntem din nou împreună și iarăși ne revedem, așa cum o facem săptămânal, cu sufletul plin de armonie, plin de iubire, cu zâmbetul pe buze, ne adunăm aici și acum pe acest canal de YouTube, cu mic, cu mare, pentru a primi informațiile, ghidarea pentru intervalul de timp 20-26 iulie și să vedem ce mesaje ni se vor transmite, ni se vor comunica, mesaje care vin prin intermediul acestor seturi de oracol, prin legea atracției, rezonanței, prin legea intenției, acele mesaje de care avem noi nevoie, să vedem ce teme ni se vor sugera, mai ales în aceste timpuri care nu prea par atât de rost pe întreaga planetă. Trăim vremuri transformatoare pentru noi toți, vechiul se destramă ușor, ușor, este necesar să dăm drumul lucrurilor care nu mai sunt de folos în viețile noastre, să se curățe, este important să ne opunem rezistență, este foarte important să ne găsim echilibru interior, să ne centrăm în ființa noastră și să facem lucruri care ne bucură sufletul. Ceea ce te bucură pe tine te încarcă cu energie și te va ajuta să-ți ridici vibrația. Și mai este esențial să încercăm să nu ne lăsăm manipulați de tot felul de persoane, de tot felul de știri. Conectează-te la adevărul tău lăuntric, la sinele tău divin și vei ști tot ce ai nevoie să știi. Când ești conectat cu sinele tău divin, ești ghidat, ca și cum ești ghidat la busola ta interioară și vei ști calea, vei ști ceea ce să alegi. Conectează-te la sinele tău, la intuiția ta, conectează-te la tine. Mai ales că în data de 20 avem și lună nouă în rac, reprezintă noi începuturi. Racul are o energie care ne conectează la sufletul nostru, la emoțiile noastre, la rădăcinile noastre. A mai fost lună nouă în rac în data de 21 iunie și acum avem din nou lună nouă în rac, ca și cum ar veni că Universul ne oferă a doua șansă. Este o zi bună în care noi putem să lansăm intenții, dorințele noastre către Univers, să le emitem dintr-o vibrație înaltă, să fim plini de iubire în această zi. Este foarte important cum emitem și undeva, cândva, la timpul potrivit, intențiile noastre, dorințele noastre se vor materializa în realitățile noastre. Dacă avem credință, totul este așa cum co-creăm noi. Fiecare dintre noi este un co-creator. Dar este important să fim conștienți că suntem co-creatori, că noi ne co-creăm realitatea de mâine. Și tot în această săptămână schimbăm și vibrația, vom ieși din această energie a racului, această energie de apă și vom intra în energia leului, în data de 22, o energie de foc care ne face să ne simțim mai bine din punct de vedere sufletește, să fim mai puternici, mai optimiști, mai cu chef de viață, de distracție. Energia focului ne face să fim mai curajoși, vom avea tendința să ne recăpătăm forța interioară, să fim așa stăpâni în propria noastră viață, așa cum este leul, este un rege, așa și noi este bine să fim fiecare la nivel interior. Și tot în data de 20, am uitat să vă spun, avem și o sărbătoare, Sfântul Ilie, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și așa cum bine știți, Sfântul Ilie este considerat a fi arhanghelul Saldalfon, cel care merge cu rugăciunile noastre la Dumnezeu Tatăl Ceresc. Dar mai multe informații vom lăsa ca ființele de lumină să ne ghideze în această citire și să vedem ce ni se transmite. Voi lucra cu mesaje de la Fecioara Maria și să vedem ce ne transmite Sfânta Fecioară Maria, un mesaj așa general pentru toată săptămâna, ca și o temă săptămânii. Ia să vedem ce ne transmite Fecioara Maria. Ce ar trebui noi să știm? Ce ar trebui noi să luăm aminte în aceste vremuri? Așa cum sunt, aceste vremuri sunt perfecte. Și ni se transmite fericire, să aducem fericire în viețile noastre, să nu mai fim atât de deprimați
Și mesajul este să apreciem toate momentele și să-i dăm mulțumire lui Dumnezeu pentru că suntem vii, da? Să aducem fericire, culoare în viețile noastre, să ne conectăm la energia fericirii. Atunci când suntem conectați la această energie, toate lucrurile din viețile noastre se îndreaptă, se echilibrează, pentru că suntem pe o vibrație înaltă. Automat, dacă ești pe o vibrație înaltă, toate lucrurile din viața ta care sunt în dezechilibru se vor echilibra. Să ne conectăm cu toții la energia fericirii, să râdem mai mult, să zâmbim și să facem haz de necaz de tot ceea ce se întâmplă. Dacă eu sunt fericit, tu ești fericit și acest subconștient colectiv va fi alcătuit dintr-o energie a fericirii și lucrurile se schimbă, da? Să ne vizualizăm că suntem sănătoși, că trăim într-o lume așa cum ne dorim fiecare, dar este important ca fiecare dintre noi să contribuim cu aceste gânduri, da? Fiecare dintre noi să emitem fericire și cu siguranță tot ceea ce se întâmplă acum se echilibrează, da? Să nu emitem ură, violență, pentru că asta vom trăi, ceea ce emitem noi. Să vedem ce ni se transmite de la păstrătorii luminii. Acest oracol este oracolul ascensiunii, pentru că acum este o perioadă de ascensiune mai forțată. Pământul, noi, umanitatea, este puțin împinsă de la spate să acceseze a cincea dimensiune. Și nu putem accesa această a cincea dimensiune dacă nu ne plătim plățile karmice. Ceea ce se întâmplă acum în lume este vorba și de o echilibrare karmică, da? Pământul se curăță. Anumite persoane care trebuie să plece vor pleca, cei care trebuie să rămână vor merge mai departe. Să vedem ce ni se transmite. Și ni se transmite așa, vorbeam de ascensiune, vine Serafis Bey și ne transmite ascensiune. Suntem într-o perioadă de evoluție de la maestru Serafis Bey și ne transmite să ieșim din întuneric și ne spune că lumina este aici, să vedem lumina, să ieșim din tot acest întuneric, din toată această deprimare, din toate aceste situații pe care le vedem noi sumbre, să vedem lumina. Lumina este alături de noi, dar trebuie să privim acea luminiță de la capătul tunelului. Asta ne transmite Serafis Bey. Suntem într-o perioadă de ascensiune, de evoluție, spun eu, mai forțată, pentru că lucrurile se întâmplă cu rapiditate și plățile karmice au venit foarte intens și cred că ați simțit și voi în această perioadă, plăți după plăți. Ia să vedem ce ni se mai transmite ca și provocarea săptămânii. Provocarea săptămânii vine Shekinah de la Duhul Sfânt și ni se transmite să ne conectăm la spiritul nostru, la sinele nostru divin și să ne conectăm la darurile noastre și să dansăm în ritmul vieții. Să ne conectăm la spiritul nostru, la sinele nostru și conectându-ne la spiritul nostru va coborî și Duhul Sfânt spre noi și atunci când coboară Duhul Sfânt vor coborî toate darurile, toate harurile, tot ce avem nevoie pentru că suntem binecuvântați de Duhul Sfânt. Această carte a ieșit la provocarea săptămânii. Doar dacă te conectezi la spiritul tău, la esența ta divină și Duhul Sfânt, Spiritul lui Dumnezeu va coborî spre tine și îți va echilibra viața, oferindu-ți tot ce ai nevoie tu în viața ta, te va echilibra. Și să vedem cum închidem această săptămână. Să învingem frica, avem teamă de frică, poate de boală, de virus, să ieșim din frică, ne transmite Kalima, da? Societatea, guvernele vor să ne manipuleze, să ne inducă această teamă, această frică. Stați acasă să vă fie frică, dar este foarte important, cum ne spune Fecioara Maria, să alegem fericirea, să nu stăm în frică. Dacă vom sta în frică, vom atrage toate aceste situații de viață, scenarii negative, da? Pentru că vom sta într-o energie joasă, să ne învingem demonii noștri interiori.
Și ni se transmite că în această lume se produc foarte multe schimbări spirituale și să ieșim din această frică. Trebuie să învingem această frică, frica de sărăcie, frica de moarte, să ieșim, pentru că nimeni nu spune la televizor, râdeți oameni buni, creșteți-vă vibrația și niciun virus nu se poate apropia de voi, pentru că acest virus este o interfață a întunericului. În planurile subtile, acum este o bătălie foarte strânsă între lumină și întuneric. Este vorba despre o cernere, da? Și toate aceste entități ale întunericului vin acum pe pământ pentru a-și lua ceea ce li se cuvine. Mă refer pentru că se fac pe pământ foarte multe plăți karmice și întunericul are dreptul să vină să ia poate unele persoane să se întâmple diverse situații, pentru că are acest drept, ca și cum ai avea un credit la bancă, da? Și cum această ascensiune s-a grăbit, puțin, este puțin forțată, ceea ce se întâmplă acum, suntem așa împinși de la spate, aceste plăți au venit foarte rapid și toate aceste entități vor ca ce li se cuvine să ia foarte rapid. Cum am spus, dacă ai un credit la bancă și ți se spune să plătești toată suma odată, va fi foarte greu ca să o plătești. Dar dacă acele plăți karmice veneau, să spunem, în tranșe, ar fi fost mai ușor de plătit. Noi evoluăm foarte rapid în această perioadă, dar este foarte important să ieșim din frică și să ne conectăm la fericire. Doar fericirea, emoțiile pozitive, râsul ne poate ajuta să ieșim din această stare, ne poate echilibra pe toți, să ieșim din tot acest întuneric și să privim lumina. Să vedem ce arhanghel vine să ne ajute în această săptămână. Ia să vedem. Și arhanghelul săptămânii este Rafael. Este o săptămână de vindecare, de echilibrare și ne transmite comuniune. În a ne conecta cu planul de aici, cu planul terestru, planul fizic și cu planul de dincolo, să facem o conexiune între cer și pământ. Noi suntem puntea de legătură, da? Ne conectăm la Mama Pământ, prin noi vor trece toate aceste energii, ne vor curăța și ne conectăm la cer, la Tatăl Cer, da? Și ne vom echilibra. Este foarte important să gândim că suntem sănătoși, să ne conectăm la fericire, așa cum ne transmite Sfânta Fecioară Maria. Suntem într-o perioadă de evoluție, de transformare. Planeta Pământ trece prin această ascensiune rapidă, forțată, puțin spre 5G, 5D, da? Și dacă ne conectăm la spiritul nostru, la sinele nostru, va pogorî și Duhul Sfânt spre noi și vom primi toate darurile, toate binecuvântările de care avem nevoie. Și este foarte esențial ca în această perioadă să învingem teama, temerile, fricile, grijile, să nu stăm în frică, să ne conectăm la fericire și să ne conectăm la Mama Pământ și la Tatăl Cer. Noi suntem puntea de legătură și îmi vine în minte o imagine, pentru noi se duce această luptă între lumină și întuneric, pentru că se dorește cucerirea noastră, suntem valoroși ca și suflete pentru cei din întuneric și vor să ne domine. Dar dacă vom accesa lumina, cu siguranță vom ieși din toată această teamă, din tot ceea ce se întâmplă. Doar trebuie să ieșim cu toții din frică, să fim curajoși. Cam acestea sunt mesajele, dragilor, pentru această săptămână. Nu uitați ca mâine să vă puneți intenții, să vă conectați la sufletul vostru și să credeți cu adevărat că ceea ce ați cerut s-a materializat deja, așa cum ne transmitea Isus. Să avem o credință interioară că așa și este totul. Când tu emiți cu multă credință, emiți cu o intensitate mai mare și acel gând al tău are puterea ca într-o zi, la timpul potrivit, să se materializeze în realitatea ta. Vă iubesc, dragilor, vă urez o săptămână binecuvântată și ca Duhul Sfânt să pogoare peste noi toți.
și să ne ofere ceea ce avem nevoie fiecare, să ne echilibreze. Numai bine, pe curând!